Dobovița Delivery va sprijini proiectele selectate cu logistică și promovare și va susține financiar 5 inițiative cu câte 500 de euro. Proiectele pot fi înscrise până pe 9 august, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 11 august. Detalii găsiți și pe site-ul nostru bucureștefm.ro. Și 2 de grade sunt acum în capitală. Vreme liniștită la noapte, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi de 18 grade. Mâine vremea se va menține sub pragul caniculei. Temperatura maximă nu va trece de 33 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți cu Marius Paica. Ce vrei și tu?